Foarte, foarte mică probabilitate de play-off acum. Dar ce s-a întâmplat? Ați început bine, apoi s-a întâmplat ceva așa, un circuit ciudat. A început bine la 0-2? Nu, ați început bine meciul, apoi s-a întâmplat ceva, ați luat de două goluri, în astea. Am stat prost, am stat foarte rău, foarte greșit pe teren, ne-am prins din două, mi s-a părut contra, așa a fost un truant, sau cum se zice, și ne-am prins, a dat două goluri, după, din noroc, am reușit să dăm gol înainte să termine prima repriză, care ne-a dat un boost de încredere, a început repriza a doua, am dat un gol, am zis că se pot, i-am atacat mai mult, încercam să urcăm cu mai mulți jucători și așa ne-a prins la 3-2. Golul tău a venit practic când trebuia, așa cum se spune, înainte de pauză. Ați ieșit, cum zicești tu, foarte bine pe teren, dar... Nu e suficient. Ceva. Se întâmplă ceva acolo. Nu e suficient. Fotbalul nu se poate doar pe alergătură și suflet. Nu există așa ceva. Cum am zis, trebuie să ai și calitate. Trebuie să ai și un plan și o idee de joc să poți să mergi mai departe. Nu ne-a ieșit, s-a apărat bine. Am putut să dăm gol, am putut să criem. Asta e fotbal. La pauză au fost mai mult mesaje încurajatoare în vestiar decât critice. S-a simțit la începutul reprezei secunde. Dar de ce nu reușiți să și țineți de scor, să marcați, să câștigați? I-am egalat când am ieșit. Am putut să dăm golul 3. Când am vrut să dăm golul 3, a dat eu golul 3. Și s-a terminat. Practic, asta a fost meciul. După n-am mai creat nimic, nu cred. Am ajuns acolo cu câteva centrări, dar nimic periculos pe poartă. Da. Apoi Craiova, o echipă așa puternică, nu știu, o echipă care are multe simpuri așa, nu știu. Cum ați simțit? Echipă cu dinamică, care are un atac foarte puternic, care are mulți jucători și care poate să aducă de pe bancă de rezerve. Ne-au creat niște probleme, dar după le-am reglat și nu cred că a fost așa de greu. Au jucat ei prea bine sau voi prea slab? Nu cred că a fost mai frumos ambele echipe. Ei ne-a câștigat, că la fotbal cine câștigă, cine dă mai multe goluri. Noi, ca fundaș, pot să zic că am stat foarte rău, că am luat 3 goluri. La meciul cu Iași, chiar dacă ați câștigat, ați fost contestați surprinzător de partea a galeriei. Azi, când ați pierdut, ați fost încurajați. E o ciudățenie și asta. Nu înțelege nimeni. Pentru că am jucat cu Poliaș. Poliaș și Craiova e o diferență foarte mare. Cred, nu? Una e sus, una e mai jos. Cum că și asta contează. Acum, în momentul ăsta, sunteți pe 10 în momentul de față. Acum o să vă erați un pic mai sus. E dificil, mai sperați să prindeți play-off sau e misiune imposibilă? Nimic nu e imposibil la fotbal, nimic nu e imposibil. Dar să câștigi ambele meciurile următoare care vin e foarte greu, dar nu e imposibil, cum zic mereu, nimic nu e imposibil la fotbal. Marian, defensiva era altă dată punctul foarte, că acum ați primit 3 goluri. Defensiva în scădere? Nu, cum să fie dacă ai ce? Câte goluri am luat? 26, 29? Avem de sub 30 de goluri luate. Nu e bine. Era bine 0, nu? Toată lumea zărăște câte mai puține. Dar ne-am scăderea, sunt o echipă bună, un atac dinamic. Ne-am jucat, am început cu o tactică diferită. Am stat, ne-a prins bine pe două contre și ne-a taxat. Mulțumim, cu FCSB-ul, acum mai găsiți puterea să... Normal, trebuie să avem putere, suntem fotbaliști. Ce, mă duc la meci să pierd? Ce-i asta? Eu vin la fiecare meci să joc și dacă n-am pentru ce să joc. Joc să câștig, ce asta? Nu vreau să-mi duc acasă că am pierdut și stau degeaba pe canapea cu salariu. Ce asta? Sunt fotbalist. Eu să joc fotbal să câștig. Nu e suficient. Ce, mă duc să stau ce degeaba pe teren? Nu, mă duc să joc și dacă nu am pentru ce să joc. E greu, am zis, e greu. Dacă luăm 6 puncte în 2 meciuri acum, perfect. Dacă nu le luăm, foarte prost. Asta e fotbalul.